Natalia și Andrei se iubesc și vor să se căsătorească. Andrei chiar mă iubește și nu-i pasă că nu am bani. Planurile lor sunt date peste cap atunci când Natalia vine în vizită la familia lui Andrei. La ce facultate vrei să dai? Nu vreau să dau la facultate. Vreau să mă fac coafeză. Nu știu ce a găsit Andrei la fata asta. Mă rog, e frumușică, dar e sărăntoacă și n-are absolut nimic în cap. Mie îmi pare rău că a trebuit să stai și să îndur toate jignirile lor. Băiatul ăsta nu se însoare cu tine niciodată. Maică-ta mi-a spus să îi dai papucii, iar mașina asta o să te ajute să o uiți mai ușor. Andrei ignoră sfaturile părinților săi și continuă să se vadă în secret cu Natalia. Nu aduc aminte absolut nimic din ce s-a întâmplat. Gata, liniștește-te, Andrei, gata. Cum ce s-a întâmplat? Ai făcut accident, mă, băiatule. Și o să plătești pentru asta. Unde e Natalia, e bine? Stai liniștit, Andrei, că nu sunt paralizat. Băi, băiatule, o să urmeze un proces. Tot ce vei face și tot ce vei spune de acum înainte o să fie folosit de avocatul ei împotriva ta. Vrei să înfunzi pușcăria? Băi, ce l-aș bate pe mucosul ăla? Dacă îl văd, nu știu ce se întâmplă. Ești la fel de frumoasă și te iubesc la fel de mult, să știi. Chiar dacă tu nu mai porți inelul pe care ți l-am dat. Nu poți să o părăsești pe Natalia acum, ea are nevoie de tine, te iubește, n-ai cum să o lași. Vrei să fii soția mea? Mi s-a luat o piatră de pe inimă. Ascultă, lasă-l pe fiul meu în pace odată pentru totdeauna. Andrei știe că ați venit aici? Vă reușim mama lui Andrei să-i despartă? Andrei Sercovici și Natalia Nemțeanu tocmai au terminat liceul. Cei doi sunt împreună de câteva săptămâni, însă băiatul ține secretă relația lor. Părinții lui Andrei sunt foarte bogați și băiatul se teme că nu vor fi de acord cu relația pe care o are cu Natalia. O să pun poza asta la mine pe profil. Mai bine ștergi-o. De ce? O să primesc o grămadă de like-uri. Nu vreau să afle toată lumea că suntem împreună. Ți-e rușine cu mine? Mi-e rușine cu tine, dar nu vreau să afle părinții mei că suntem împreună. Și de ce nu le spui? Pentru că părinții mei nu sunt la fel ca taică tu. Părinții mei sunt mai dificili. Și ce or să-mi fac, or să mă mănânce? Termină-mă cu numele. Hai să le facem o vizită. Mergem astăzi. Stai că nu putem să mergem așa, trebuie să-i sun, să-i anunț înainte. Să le facem o surpriză. Hai! Hai! Vreau să-i cunosc părinții. Andrei mă iubește, eu îl iubesc, de ce să ne mai ascundem? Părinții mei nu o să se poarte prea frumos cu Natalia, dar n-am avut ce să fac, n-am avut cum să o refuz. Câteva ore mai târziu, Natalia ia masa în vila lui Andrei, împreună cu părinții acestuia, Eva și Radu. Fata speră ca aceștia să o placă și să nu aibă nimic împotriva relației lor. Oare cum vor decurge lucrurile? Nu știi ce atacăm să folosești? Nu. E foarte simplu, de la exterior spre interior. Scrie asta în orice carte de bune maniere. Și ești singură la părinți? Da, mama a murit când eram mică și tata m-a crescut singur, nu s-a recăsătorit. Cred că i-a fost foarte greu. Fetele sunt atât de sclifosite încât îți scot perea. Toarnă, te rog puțin, vin rău. Nu cred că Natalia a fost genul ăsta de fată. Da, poate că ai dreptate. Și tatăl tău ce lucrează? Are o firmă? Nu, lucrează la CFR, e conductor. Conductor? Da. Nu e nicio rușine să fii conductor. Da, sigur că nu. Eu îi respect pe oamenii care muncesc cinstit. Și ce ai de gând să faci în viitor? Nu m-am hotărât încă. Andrei o să dea la medicină. Avem în familie un senator, un avocat și în curând o să avem un medic. Tata, hai să nu vorbim despre asta acum, da? De ce să nu vorbim despre asta? Tocmai ați terminat liceul, e normal să vă gândiți pe ce drum apucați în viață. La ce facultate vrei să dai? Nu vreau să dau la facultate. Vreau să mă fac coafeză. Adică să-mi deschid o afacere, așa, ca dumneavoastră. Scumpă, Radu are o firmă de telecomunicații, nu are un coafor. Păi,
Păi, toți am început de jos, nu? După ce o să mă mărit cu Andrei, o să vă fac părul pe gratis. Da, mulțumesc, dar nu cred că am nevoie. Ba da, cred că e nevoie, păi, stă ca o sorbă. Nu știu ce a găsit Andrei la fata asta. Mă rog, e frumușică, dar e sărăntoacă și n-are absolut nimic în cap. Dacă o să rămână cu ea, ajungem de râsul prietenilor. Întâlnirea Nataliei cu părinții lui Andrei a fost un eșec total, iar aceasta a produs o stare de tensiune între cei doi iubiți. Maică-ta nu mă place deloc. Mai bine nu veneam. Ți-am zis că nu e o idee bună să venim aici. Dacă taică-miu ar fi fost plin de bani, ai tăi nu s-ar fi comportat așa urât cu mine. Adică, ce te-ai apucat să le zici că vrei să devii coafez, nu? Mă critici și tu. Nu te critic, dar ai mai jignit-o și pe maică-mea. Ce voie să fac? Era să o las să-și bată joc de mine? Am greșit, îmi pare rău. Mie îmi pare rău. Mie îmi pare rău că a trebuit să stai și să înduri toate jignirile lor. Maică-ta nu o să mă suporte niciodată. Știi ce mai nici măcar nu mă interesează? Important e că te iubesc și asta e tot ce contează. Am un inel pentru tine. Sper să te facă să te simți mai bine. Wow, e superb! Da, nu e inelul de logodnă, dar... E superb! Sper că acel de logodnă să fie cu diamante. Da. Andrei e așa de drăguț. Mama lui o să mă placă până la urmă. O să înțeleagă că eu sunt fata potrivită pentru el. I-am dat inelul ca să-i treacă supărarea. E vacanță și vreau să mă distrez cu Natalia, nu să mă cer din cauza părinților. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.